Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să transmit câteva gânduri pentru toți românii noștri dragi, oriunde s-ar afla pe acest pământ. Noi, cei care avem animale, nu prea ne permitem să plecăm de lângă ele, indiferent de zi, dacă este sărbătoare sau nu, dacă plouă sau ninge, dacă este soare sau nor, animalele noastre au nevoie de mâncare și de atenție. Dar pentru mine personal, faptul că sunt tot timpul printre ele, mă face să mă simt fericit, pentru că ceea ce am ales să fac, o fac cu foarte mare drag. Să muncești nu este o rușine, indiferent de natura muncii. Dar despre acest aspect vom discuta în alt material. Dragii mei, astăzi este Sfânta Zi de Crăciun. La fiecare sfârșit de an de sărbători, îmi place să fac un mic bilanț al celor 12 luni care au trecut. Îmi face bine să-mi recunosc greșelile și neîmplinirile, pentru ca pe viitor să nu le mai repet. De cealaltă parte îmi spun în gând că am făcut și lucruri bune de care pot să mă mândresc. Mă gândesc la ce am de făcut la anul și în linii mari îmi pun doar câteva obiective. Sunt fericit că am alături oameni buni, adevărați, extrem de valoroși și totuși atât de modești. E drept, sita s-a mai cernut în ultimul timp, dar mi-au rămas aproape cei mai buni prieteni. Cu mulți dintre ei știindu-mă de 18, 15, chiar 25 de ani. Aproape o viață de om, puteți spune. Ceea ce vreau să vă transmit este faptul că această minunată sărbătoare nu este reprezentată de un obiect, ci de un eveniment creștin, venirea pe lumea lui Iisus Hristos. Ziua de Crăciun este marcată de emoții, de bunăvoie, de iubire de Dumnezeu și pentru cei din jur. Spiritul acestei sărbători divine este însușit de oamenii care ne iubesc așa cum suntem. Și aceea este familia. Acesta este spiritul Crăciunului, bucuria de a ne avea unul pe celălalt, confortul pe care ți-l oferă gândul că ai oameni pe care poți conta. Marea sărbătoare a Crăciunului marchează nașterea Mântuitorului nostru și este una dintre cele mai semnificative. Crăciunul este o sărbătoare dinamică, presărată cu tradiții și de cântece de bucurie. Este o sărbătoare a recunoștinței, a fericirii și a mulțumirii. Alegerea acestei perioade a ținut de o strategie a bisericii, ce a permis dispariția vechilor obiceiuri și tradiții păgâne, care au fost înlocuite cu una dintre cele mai importante sărbători ale creștinismului, și anume nașterea Domnului. Sărbătoarea Crăciunului nu exista la începutul creștinismului. Evangheliile nu menționau data nașterii lui Iisus Hristos, iar biserica a trebuit să aleagă o dată. La început, nu toate bisericile creștine aveau aceeași dată pentru sărbătoarea nașterii Domnului, până când, pe data de 25 decembrie, a fost aleasă la anul 354 de biserica din Occident. În concluzie, vreau să vă spun că nu suntem niciodată singuri. Acesta este mesajul Crăciunului. Crăciunul înseamnă mai mult decât brazi împodobiți, lumânări aprinse și miros de cozonaci. Crăciunul este spiritul dulce al prieteniei, sufletul cald al mamei, al părinților, al celor dragi, care luminează tot anul. Este bunătate și speranță renăscută, este pace și înțelegere. Crăciun fericit pentru toată lumea!